dublu între Cehia și Slovacia. România este medaliată cu bronz la această probă după un meci dramatic, aș spune, împotriva sudcoreenilor, pe care i-am învins după ce am fost conduși la seturi cu 1-0. Urmează un meci absolut spectaculos, sunt ferm convins de acest lucru. La cehi vor juca Lucas Rosenberg, numărul 4 pe tricou pentru identificare, Pavel Köpp, numărul 13, și Irgi Kalus cu numărul 8, în timp ce dincolo la slovaci evoluează în această finală Jan Brutovski, numărul 3, care este și capitanul echipei, Jan Kilic, numărul 8, și Ladislav Stupak, numărul 13, cunoștința noastră din finala de la simplu. Slovacii sunt cumva obligați, să zicem așa, să câștige finala de dublu pentru a rămâne în joc în virtutea acelui clasament pe națiuni. Însă, cu siguranță, jucătorii din teren nu se gândesc neapărat la acest lucru, ci vor încerca să câștige pentru ei fiecare finală. Pentru cehi sau pentru slovaci are greutatea ei aparte. Între timp, cred că numărul spectatorilor a ajuns cel puțin la 700. Florin Purice, îmbrăcat în training național, și el jucător de tenis cu piciorul, însă în cealaltă formă, la fotbal tenis. În tribune s-au aflat și se află Georgel Bobiș, vicecampion mondial pentru România la Brno în 2016, și antrenorul de la Tengo Salonta, Vasile Sorean, care an de zile a pregătit și naționala României chiar până înaintea acestor campionate mondiale de la Cluj-Napoca. Arbitrii pentru această finală sunt din România, Olivian Capră, bucureștean, și Cristian David din Cluj-Napoca. Înțeleg că suntem urmăriți și de craioveni, de suporterii universității, pe care îi salut cu mare plăcere de la microfonul Lux Sport. Finală la dublu, Cehia-Slovacia. Cehii au serviciul, a trimis acolo puternic Pavel Köpp, Brutovski ridică, este Kilic acum în poziție de finalizare, trimite cu efect peste Köpp. Lucas Rosenberg atacă din apropierea fileului, dar o face imprecis, și primul punct este în favoarea Slovaciei, 1-0. Pentru slovaci va servi aici Jan Kilic, cel care îl dublează pe Brutovski. Brutovski încearcă să-l căpăcească pe Rosenberg. Atacă acolo iarăși greșit Kilic cu piciorul stâng. 1-1 scorul. Am crezut că este 2-0, este însă 1-1. Köpp, jucător masiv, dar cu mobilitate foarte bună. De genul lui Jakub Mrakava, dacă vă aduceți aminte de el, care avea tot așa o conformație corporală. Servește Kilic cu fileul. Să nu credeți că e întâmplare, pentru că după schimbarea regulamentului, cehii și slovacii exersează serviciul cu fileul, care de multe ori este imparabil. 3-1 pentru slovaci. A servit Kilic pe Rosenberg. Acesta atacă din nou în fileu, a doua greșeală în start de set pentru jucătorul cu profil defensiv, este mai degrabă ridicător. El, Lucas Rosenberg, 4-1, timeout pe care și le puizează după numai 5 puncte cehii.
Ce spectacol! 4-1, Jan Kilic continuă să servească, o va face pe deasupra lui Brutovski, care s-a plasat strategic acolo. Rosenberg cu fileul, foarte bună apărarea. Brutovski pentru Kilic, acesta greșește. Dacă ați observat, se încearcă plasarea mingilor, indiferent că e vorba de serviciu sau de atac, pe jucătorii care îndeplinesc rolul de ridicător. Lucas Rosenberg la cehi, respectiv Kilic la slovaci. Kilic greșește aici, 4-3, un punct din serviciu contabilizat de către echipa cehă. Slovacii au câștigat în urmă cu 2 ani titlul mondial. Ei sunt așadar cei care au momentan medalia de aur. Atacă acolo în afara terenului Kilic la cea de-a treia greșeală ofensivă, plus încă una la preluare. Egalitate la 4, revenire a formației din Cehia și timeout solicitat de către Martin Mihoț, antrenorul Slovaciei. Finala din urmă cu 2 ani s-a disputat în sala Vodova din Brno în fața a 3067 de spectatori, record. Kilic continuă să greșească, 5-4, îl văd deja pe Ladislav Stupak încălzindu-se și probabil e ușor de anticipat că va urma o schimbare în tandemul ceh. Slovacia a câștigat finala de dublu cu 2-1, 7-11, 12-10, 13-11, așadar set câștigat de cehi în deschidere și apoi de 2 ori Slovacia și-a adjudecat manșele în prelungiri. Minge pe linie, fanionul rămâne jos, Kilic vine la fileu și atacă pe cop. Rosenberg ridică pentru trăgător. Kilic anticipează bine și se duce în colț. Iarăși Kilic care greșește. 5-5 scorul, îmi cer scuze. 6-5 pentru cehi. Este greșeala mea că n-am mai ținut socoteala. 6-5 pentru cehi care sunt opriți din această serie tocmai pentru a se opera schimbarea de care vorbeam. Ladislav Stupak îl înlocuiește pe Jan Kilic. Ladislav Stupak s-a accidentat la finala de dublu din urmă cu 2 ani. I-a lăsat pe Brutovski și pe Kilic singuri în teren, fără rezervă. El n-a mai putut evolua nici la triplu, pentru că Stupak era inclus și în formula de la proba regină. Atacă acolo afară, incredibil ce greșeală comite Pavel Krop, prea sigur pe el. Erau cu spatele, cel puțin Brutovski era cu spatele, victimă sigură, numai că Pavel Krop, mirajul punctului a fost prea puternic pentru el și a greșit. Stupak ridică acolo cu capul, tot el vine să atace și o face exact între cei doi cehi care s-au invitat reciproc. Schimbarea are randament și pe tabelă, 7-6 în favoarea dublului slovac. Bun serviciul, preluarea lui Rosenberg, vine să atace, o face în afară. 8-6, Slovacia se desprinde la 2 puncte. Orice greșeală poate să facă diferența. Stilul de joc nu este asemănător, ci identic între cehi și slovaci. Valoarea, sau mai degrabă forma de moment, cred că este cea care ordonează valorile atunci când e vorba de cehi și de slovaci. 8-7. Pavel Krop servește exact pe linia de mijloc, a preluat Brutovski. Tot el atacă în forță de la distanță. Krop așează mingea pentru Rosenberg, dar care trimite afară. E rândul cehilor să greșească de mai multe ori. 9-7 în favoarea slovacilor, care
spuneam, vor să-și păstreze titlul mondial la dublu. Foarte frumos meciul. Ladislav Stupak, intrarea lui în teren a schimbat radical coordonatele disputei. Rosenberg, Preia, Köp pentru același Rosenberg. Brutovski ridică pentru Stupak. Însă este punct pentru echipa Cehiei. Arbitrii au indicat 4 lovituri. Cred însă că este o greșeală. 9-8. Sunt stupefiați slovacii. S-a considerat că la acel capac mingea a fost atinsă. În fine, 9-8. Slovacii câștigă însă acest punct după serviciul afară al lui Rosenberg. 10-8, minge de set, 2 mingi de set pentru slovaci. Timeout-urile s-au cerut repede la 4-1 și 4-4. În fileu trimite Stupak, 10-9. Extrem de strâns și acest set. Presiune pe jucătorul aflat la serviciu, Pavel Köp, care n-are voie să greșească și o face. 11-9, slovacii câștigă setul și conduc cu 1-0 în finala de dublu. Foarte frumos meciul, însă atenție, nu s-a terminat. Cehii își vor apăra cu îndârjire șansele în actul secund. Început meciul, au servit slovacii în setul 2, Rosenberg atac în forță, joacă la climax Vsetin, echipă care este una dintre cele mai bune din Superliga Cehiei. E un sistem intern foarte bine pus la punct, se joacă pe echipe până la punctul 10, nu până la 11, cum sunt seturile la nivel internațional. O partidă înseamnă 9 sau 10 meciuri. Cade acolo Brutovski și alunecă atingând fileul. Pavel Köp a împins mai tare, l-a surprins pe adversar în aer. Revedem aici un duel al giganților la fileu. Era odată un trăgător slovac, Milan Maciara, care la fel ataca fără milă acolo. Lovit la cot Brutovski. Scorul este 2-0 în favoarea cehilor. Ar fi o minune dacă nu câștigă cehii acest set pentru a prelungi disputa în 3 acte. Lucas Rosenberg parcă și-a revenit în comparație cu evoluția din primul set. Să-l vedem la serviciu Brutovski. Ușor zăpăcit, dați-mi voie să folosesc termenul, după acea cădere. A ridicat bine pentru Stupak, care a înscris cu un winner la linia de margine, 2-1. Spectacolul cred că este total, iar acest lucru se datorează poate într-o bună măsură și transmisiunii pe care noi o realizăm, un maraton de 12 ore. Surprins aici, nu poate să preia din drop și să ridice mingea Brutovski. 3-1 în favoarea cehilor. Duel la fileu câștigat de Köp, aleargă Brutovski, aduce mingea pe mediană. Încă o dată
Chilic acolo cu capul, atenuează forța Cop, lasă mingea să cadă și o dă afară. Brutovski a încurcat acolo. Cop a anticipat destul de bine faptul că va fi un smash cu solul, ca să împrumutăm din terminologia de la tenis de câmp. Să vedem încă o dată reluarea. Vine Brutovski, mingea e în teren. Mingea este în teren. Au greșit arbitrii români. 3-2. Au văzut acest lucru și spectatorii. Au solicitat o minge pe mână la Brutovski, cehii. Acesta arată că a fost atins pe umăr, chiar dacă este atins un jucător neintenționat, este considerată greșeală. Noi vedem doar ultima parte a fazei, nu și cea care a condus la proteste din partea taberei cehe. Egalitate la 3, scorul în acest moment, setul al doilea al finalei de dublu. Cop ridică pentru Rosenberg și superb, o minge cu efect pe deasupra lui Brutovski, care nu putea să ridice piciorul mai mult de atât, 4-3. Ceea ce vedeți dumneavoastră la televizor, se poate observa inclusiv reluările pe ecranul montat în tavanul sălii. De aceea, spectatorii au și posibilitatea să sancționeze eventualele erori de arbitraj. 4-4, o revanșă a lui Brutovski, care a atacat cam în același stil, având însă o deschidere mult mai mare acolo. Adversarul care trebuia să-l marcheze a venit târziu pentru capac. Egalitate la 4. Servește Stupac. Și alunecă, îi fuge piciorul de sprijin lui Rosenberg. Lovește mingea necontrolat. 5-4 în favoarea naționalei slovace. Serviciul lui Stupac, Rosenberg împinge acolo cu pieptul, joacă din două atingeri aici cehii. Însă această alegere este sancționată prompt. Pregătesc cu ușurință atacul și beneficiază de plasamentul distanțat între ei, între cehi. Brutovski înscrie cu ușurință 6-4 în favoarea Slovaciei. Desprinderea însă nici pe departe nu poate fi considerată decisivă. Este antrenorul Cehiei. Martin Mihoț, antrenorul Slovaciei. Servește Stupac pe Rosenberg. Același jucător atacă pe sub capacul lui Brutovski, acum în imagine. Scorul devine 6-5. Cehii, cum spuneam, nu vor renunța la luptă. Servește Pavel Cop în teren, unde și-a dorit, adică pe Stupac, a dus la fileu. Observați ce tehnică rafinată au chiar și jucătorii masivi, gen Cop sau Brutovski. Excepțional s-a apărat Rosenberg, ridicând piciorul, tot el. La un pas să facă punctul, Brutovski aleargă și scoate din mișcare. O execuție din jobent. 7-5, ce punct frumos, unul dintre cele mai spectaculoase ale întregii competiții. A îngropat mingea, a lovit-o de sus în jos, așa cum explică și manualele de tenis cu piciorul. 7-5 pentru slovaci, care iată că preiau rolul de vioară întâi și în acest set al doilea al finalei. Stupac, serviciu bun pe Rosenberg. Foarte bine s-a apărat Rosenberg la faza anterioară, dar din păcate pentru echipa lui n-a fost suficient. Cop scoate pentru Rosenberg și poate să atace tot el. Excelent, deși
Pasa n-a fost foarte, foarte bună. A fost o pasă lungă. A atacat acolo Cop și doar a ajuns cu vârful pantofului această minge. A reușit însă să trimită puternic. 7-6. Arbitrii nu autorizaseră serviciul, așa că punctul pentru slovaci nu se acordă. Un pic de șansă aici pentru cehi. Scorul rămâne 7-6 în favoarea Slovaciei, care primește. Brutovski pe post de ridicător îl pune în valoare pe Stupac, care reușește winnerul. 8-6. La linia laterală a fost acest atac pe Cop, care pare a fi mai puțin proaspăt în comparație cu Lucas Rosenberg. Observă acest lucru și slovacii. Out la acest serviciu al lui Stupac. 8-7. Este antepenultimul meci al acestui regal de tenis cu piciorul, campionatele mondiale de futnet. Rosenberg servește, ridică Brutovski, Stupac scurtă lângă fileu. Nici măcar un vitezist de talia lui Rosenberg nu putea ajunge acolo. 9-7. Stupac servește afară. 9-8. Destul de multe erori la serviciu comise de către Ladislav Stupac. Ce și Dotoho, acesta este strigătul de luptă al suporterilor veniți de la Praga și nu numai. Schimbare, a intrat Irgicalus pentru formația cehă. Egalitate la 9. Nu știu dacă neapărat este o schimbare tactică sau Rosenberg este odihnit. Se pare însă că intrarea lui Irgicalus este de bun augur. Cei drept e o greșeală la atac pe care au comis-o cei din Slovacia, care și solicită un timeout. 9-9 rezultatul în setul al doilea. Servește Irgicalus, care a rămas în teren. Brutovski pus destul de rar în valoare. Capaca lui Cup acolo și greșește Stupac. 10-9 pentru cehi. Au revenit fantastic de la 9-7. 3 puncte la rând, nu mai au timeout slovacii. O tactică foarte simplă, aceea de a nu-l lăsa pe Brutovski să tragă. Serviciile sunt pe Stupac, trage din mingea a doua și nu știu cum s-a strecurat acolo printre fileu și Cop această minge. A dus în pragul enervării Brutovski pentru că a trebuit mai mult să ridice decât să atace. Iată-l aici, trimițând și cu șansă, slovacii fac punctul 10. Cop ridică Brutovski și este atacul lui. Foarte bine se poziționează, dar faptul că mingea i-a venit exact pe direcția corpului, nici un pic stânga sau dreapta, a fost suficient pentru ca Brutovski să greșească unul dintre puținele atacuri la care a avut șansa. Brutovski preia, acum atacă și face punctul. Nu putea greși de două ori la rând, 11 egal. Ce set! În primul au câștigat slovacii cu 11-9. Acum deja avem 22 de puncte disputate în această manșă. Stupac pe deasupra lui Brutovski. Irgicalus în poziție de atac. Scurtă, frumoasă. Minge scoasă acolo. Cop și blockout. Cop a împins mingea în talpa
lui Brutovski. 12-11 a controlat perfect duelul aerian Pavel Cup. Irgicalu servește pentru închiderea setului pe Brutovski. Frumoasă idee, însă Calus se apără. Ce frumos! Calus vine în duel cu Brutovski. Minge în pisă, salvată de Stupac. Balonul cade în teren. Calus și se apără Stupac. Jocul ar trebui să se oprească. S-a accidentat Pavel Cop. În mod normal, arbitrii ar trebui să dicteze punct pentru slovaci, dar oricum toți jucătorii se opriseră, punctul trebuia încheiat. E posibil ca Pavel Cop să fi suferit acolo o întindere sau și mai grav o ruptură musculară. S-a prăbușit dintr-o dată. Scorul momentan este 12-11. Nu cred că se va acorda punctul pentru echipa cehă, care riscă să rămână fără trăgător. S-a făcut liniște în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Frumos, spectatorii cehi îl încurajează pe Pavel Cop strigându-i prenumele. După cum văd limbajul corporal al antrenorilor și celor din staful Cehiei, cred că este ceva grav. Iată, Brutovski făcuse semn ca jocul să se oprească. E vacarm, n-am auzit dacă arbitrii au fluierat sau nu. Scorul 12-11 în favoarea Cehiei, care însă cred că l-a pierdut nu doar pentru această finală de dublu, ci și pentru cea de triplu pe Pavel Cop, trăgătorul numărul 1. Revedem aici una dintre mingile pe care el le-a trimis spre terenul advers. Ba nu, îmi cer scuze, Pavel Cop nu joacă la triplu, este Ian Vanche, capitanul echipei acolo. Are formulă completă Cehia pentru finala de triplu. Aici este faza la care Cop a fost mai tare pe picioare decât Brutovski și l-a doborât pe acesta. Mingea la mijloc între cei doi. Mingea a fost practic arma convențională cu care au luptat cei doi jucători masivi din naționalele Cehiei, respectiv Slovaciei. Momente de acalmie, jocul este întrerupt. Noi vedem câteva dintre cele mai spectaculoase schimburi ale acestui set. Iată și imagini în direct. Staful medical este în preajma lui Pavel Cop, care nu știu dacă va mai putea să continue. Ar rămâne doar cu secunzi echipa Cehiei, cu Irgi Kalus și cu Lucas Rosenberg. Luăm o pauză, după care vom reveni cu detalii de la sala polivalentă. Am revenit, prieteni, după acea accidentare a lui Pavel Cop, care a fost scos pe targă din sală. Am asistat la momente de maximă sportivitate, de umanitate. Întreaga sală l-a aplaudat în genul scenelor de la rugby pe Pavel Cop. 12-11, punctul anterior nu s-a acordat, se întrerupsese jocul după căderea lui Pavel Cop. Cehia nu mai are jucător de rezervă, servește având minge de set. Irgi Kalus trimite pe Stupac, cel care s-a accidentat în finala de acum 2 ani. Minge salvată, Rosenberg nu ajunge la ea. Brutovski în diagonală și atinge însă Rosenberg fileul. Păcat de efortul lui Kalus, egalitate la 12. Parcă sunt blestemate aceste finale de dublu. Acum 2 ani Stupac s-a accidentat. 12 egal, Stupac greșește, trimite în fileu. 13-12. Irgi Kalus, dacă servește bine, ar putea să închidă acest set și să trimită finala în decisiv. Așa se întâmplă! Am avut cumva anticipație as al lui Irgi Kalus. 14-12 și cehii câștigă
cu 14-12, excepțional. Revedem acest serviciu plasat pe deasupra lui Rosenberg, a cărui poziție strategică ocupată lângă fileu are contribuție mare în reușita coechipierului de la serviciu. Vom avea set decisiv. Așa a fost și în urmă cu 2 ani la Brno, atunci când Slovacia reușea să câștige cu 13-11 în decisiv. Atenție, după 4 atacuri consecutive respinse de apărarea cehilor. Slovacia având numai 2 jucători la dispoziție. Acum este cumva o situație inversă cu Cehia, nemai având rezervă după accidentarea lui Pavel Kup. 2 seturi încheiate la marjă minimă de numai 2 puncte, 11-9 primul în favoarea slovacilor, 14-12 al doilea în favoarea cehilor. Este nevoie deci de o tragere la sorți suplimentară înainte de începerea setului 3. Ce frumos! Un spectacol la scenă deschisă și dacă despre Brno 2016 la momentul respectiv afirmam că a fost cea mai bine organizată ediție a campionatelor mondiale de futnet și din punct de vedere al marketingului, al relațiilor publice, al comunicării, s-ar putea ca ediția clujeană să depășească măcar la unele dintre aspecte mondialele organizate de cehi în 2016. Nu putem să-i depășim încă la asistență, la numărul de spectatori. Au fost atunci în total 6.266 de spectatori plătitori în cele 3 zile de competiție. Acum cred că în polivaleta clujeană sunt undeva spre 1.000 de oameni. Setul 3 începe cu un schimb lung. Atacurile n-au forță. Brutovski nu închide punctul. Irgicalus trimite afară spre nemulțumirea cehilor. Totuși, cred că mingea a fost afară. Ne revedem aici atacul lui Kalus. A sesizat bine, a simțit terenul acolo Brutovski și a sărit lăsând mingea să cadă. Brutovski ridică pentru Jan Kilic, care a revenit în teren. Brutovski îi suflă mingea lui Kalus. Cehul face însă punctul. Egalitate la 1. Au câștigat în mobilitate cehii după ieșirea fortuită a lui Pavel Kup. Ei acum n-au la dispoziție trăgător, în schimb au 2 jucători mobili care aleargă mai mult decât jucătorii slovaci. Ambii pot îndeplini rolul de trăgător, sigur poate nu la nivelul lui Kup, dar ținând cont că s-a servit pe secund, pe ridicător, nici Kup n-a atacat de prea multe ori. Este 2-1 în favoarea Cehiei. Irgicalus reușește asul cu banda fileului. Își cere scuze de complezență, însă, pentru că, așa cum spuneam, este o tactică, este o schemă exersată și la antrenamente. 3-1. Time-out pe care îl solicită slovacii. Frumos și acest meci care a luat o întorsătură neașteptată în favoarea cehilor după accidentarea lui Pavel Kup. Servește Kalus, înalt, respinge acolo cu capul mai degrabă. Kilic atacă pe Rosenberg. Rocadă de roluri frumoasă a cehilor, care înscriu din nou cu ajutorul fileului. De această dată la finalizare a fost Lucas Rosenberg. 4-1. Cehii conduc ostilitățile. Brutovski atacă în forță, minge ridicată în zona băncii de rezervă, salvată de cei luptători, atât Rosenberg cât și Kalus. 4-2.
Brutovski va juca și la triplu. Duelul său cu Ian Vanche va fi absolut delicios. A încercat un winner în diagonală scurtă. Pretențios exercițiul pentru Rosenberg. 4-3. Foarte bună preluarea cu pieptul pe mingea a doua. Atacă Irji Kalus. Brutovski ridică piciorul. Când Brutovski este liber, are toate elementele de comoditate îndeplinite, imposibil să nu marcheze. 4-4, spectaculos revirimentul slovacilor. 3, chiar 4 puncte nu reprezintă o marjă de nerecuperat atunci când este vorba de un meci între Cehia și Slovacia. Greșeală neforțată a lui Rosenberg. 5-4, preiau conducerea slovacii după ce au fost în dezavantaj în startul setului. 4-1. Petr Gulda solicită un timeout din tabăra cehă. Rosenberg, ce scurtă frumoasă! Avea posibilitatea la alegere, fie să dea așa cum a dat, cu scurtă, ori să tragă puternic, să îngroape mingea, să sară balonul peste cei doi jucători ai cehilor repliați la linia de fund. Brutovski preia imprecis acolo, n-a controlat cu plexul. 6-5 în favoarea echipei din Cehia. Serviciul trebuie schimbat din când în când, pentru că altfel, oricât de bine ar trimite mingea, jucătorul există metode pentru ca serviciul să se întoarcă mai degrabă cu forță superioară ca atac al adversarilor. Consum mare, atât de o parte cât și de alta a fileului, se servește pe Rosenberg. Preluarea este excelentă. Rosenberg, ce scurtă! Îl aleargă acolo pe Brutovski, care scoate. Brutovski face punctul, da. Și Brutovski este un trăgător excepțional. 9 din 10 trăgători ar fi dat tare aici, în preajma fileului. Brutovski a ales însă o altă soluție, așa cum ați văzut. Serviciu afară. 7-7. Un set foarte echilibrat. Două echipe structural diferite acum, pentru că au rămas cehii fără trăgător. Jan Kilic și-a asumat rolul de a ataca acea minge, a trimis-o în fileu. 8-7. Kilic, Brutovski, foarte bine pentru același Kilic. Un winner lângă linia de margine. N-avea ce să facă acolo Irji Kalus. Țintuit, dacă ar fi avansat, se mărea prea mult distanța între el și Rosenberg și oferea șansa închiderii punctului la T pentru același Kilic. 8-8. Ce meci frumos! Spectacol deosebit! E afară această minge în opinia arbitrilor. Am oarece dubii, ca să fiu sincer. 9-8. Scurta a fost însă frumoasă a lui Rosenberg. Efectul imprimat deosebit. Niciuna dintre echipe nu mai poate beneficia de timeout. Kalus, perfect, ridică acolo. Rosenberg nu face punctul. Kilic a simțit bine, Brutovski greșește. Acum cehii pot egala și o fac. Din semi-piruetă a tras puternic acolo Kalus. Revedem faza de la 9-8. Aici este situația în care, da, e greu de văzut din acest punct, dar cred că mingea a fost în teren. Serviciu afară. 10-9 pentru Slovacia, care are minge de meci.
Schimbă slovacii, îl reintroduc pe Stupac în teren în locul lui Chinic. Stupac a fost odihnit. Au ajuns, iată, în situația de a fi la un punct de titlul de campion mondial slovacii. 10-9. Ce meci frumos, prieteni! S-a servit. Kalus atacă și egalează. Impecabil construit acest atac. 10-10. Cei doi ridicători ai cehilor demonstrează că sunt jucători super valoroși care pot să suplinească absența trăgătorului principal plecat la spital. Vă voi informa cu privire la starea sa de sănătate imediat ce voi primi informații. Brutovski atacă pe mingea a doua, împinge acolo Rosenberg. Chilic a reintrat în locul lui Stupac, care a stat doar o minge în teren. Și autopasă excepțională! Autopasa lui Kalus. N-a mai fost nevoie să atingă încă o dată mingea după efectul acesteia din podea, pentru că erau departe atât Brotovski cât și Chilic. 11-10, minge de meci pentru Cehia. Brotovski ridică presiune pe Chilic. Se apără acolo cehii, însă a ricoșat mai degrabă mingea din piciorul lui Rosenberg. Egalitate la 11. Cred că vom avea undeva spre 27-28 de puncte în acest set. Egalitate la 11, prieteni. Servește afară Chilic. 12-11. Minge de meci și serviciu pentru... minge de meci și serviciu. Așa este, pentru Cehia. Servește înalt. Brutovski așează mingea pentru Chilic, care trage puternic în groapă această minge. Egalitate la 12. Este momentul ca secunzii să iasă la rampă. Chilic a fost cel care a egalat. Am estimat că vom avea 27-28 de puncte. Deja avem 24 marcate. Sigur vom avea 26. Serviciu afară, a doua oară consecutiv când Chilic greșește. 13-12, nu mai au nici dreptul la schimbare. Slovacii le-au efectuat pe cele două regulamentare undeva mai devreme. Și este as! 14-12! Cehia, campioană mondială după două seturi câștigate cu același scor. 14-12, hora bucuriei pentru naționala cehă. Un serviciu care i-a lăsat mască pe Brutovski și pe Chilic la linia laterală. Excepțional! Un serviciu pe care îl revedem. Kalus trimite o torpilă care închide meciul. Cehia obține a doua medalie de aur la campionatele mondiale de la sala polivalentă din Cluj, unde este spectacol total. Și parcă îmi pare rău, prieteni, că se termină așa de vreme această competiție pe care am comentat-o cu mare plăcere pentru dumneavoastră. Va urma, bineînțeles, festivitatea de premiere după bucuria jucătorilor cehi. Noii campioni mondiali i-au detronat pe rivalilor slovaci. Apoi vom reveni cu imagini din direct de la festivitatea de premiere și după aceea este cireașa de pe tort. Finala mică la triplu, finala mare la triplu. România, Coreea de Sud pentru bronz și altfel cum se putea. Cehia, Slovacia pentru aur. Rămâneți fără a umbla la telecomandă pe frecvențele Look Sport.